Salut, semne cu sute, vorbim despre Croi cu Silviu. Cine nu-l cunoaște deja, Horațiu Silviu Ilea este expert în port, cu o lucrare de doctorat legată de portul din Bucovina. Dar cel mai important de ce este aici cu noi este pentru că este prietenul meu și tovarășul meu de discuții de mai bine de 10 ani. Și el, ca expert, știința ta cu curiozitatea mea, au ținut, cum să spun eu, fierbinte focul discuțiilor aprinse despre Croi. Pentru că uneori suntem de acord, alteori nu. Și e bine, când nu suntem de acord, să vorbim cu o persoană care cunoaște mai multe decât noi. Pentru că ne pune și nouă mintea la contribuție. Pentru că vrem și noi să venim cu argumente. N-am studii de specialitate, nici n-o să am. Dar sunt foarte pasionată de design și de soluții ingenioase, iar poporul român la soluții ingenioase nu stă foarte rău deloc, fiind nevoie să se descurce și să arate bine din nevoie, din sărăcie, să faci din Rahat Beach să și pocnească. Am zis Rahat Beach, ce te-a... Nimic, doar gândul de lume turcească, gândindu-te de la bunul rahat de trandafiri. Da, suntem la graniță cu lumea turcească, am făcut parte din tot felul de uniuni, acum facem parte din Uniunea Europeană, dar înainte am făcut parte din Uniunea Otomană, Alții din comorile, imperii. alții din imperii, deci avem de ce să ne... Așa, ai noștri cu ai voștri au avut și războaie, pierdurăm bucăți pe de altă parte, Da, am și câștigat. am și câștigat, deci important este că avem chef să vorbim despre Croi, unul din subiectele noastre preferate. Cel mai adesea eu am luat apărarea cămășii încrețite, cămașa cu altiță, în mod oficial. Iar Silviu, deși a făcut parte din comisia, era să zic parlamentară, comisia dosarului UNESCO, arta cămășii cu altiță ca element de identitate în România și Republica Moldova. Cu toate astea, și mie îmi place cămașa dreaptă, dar căutăm mereu argumente și dacă suntem mereu de acord. N-ar fi o discuție productivă, de asta de cele mai multe ori mai intervine câte un dar. Și acel dar cumva schimbă cursul discuției și pune mintea la contribuție să înțelegem de ce au găsit femeile de acum 102 de ani răspunsurile, nu știu, de a-și optimiza hainele, de a fi purtabile și de a avea o libertate mai mare în ele. Da. Acum, noi ne adresăm, prin discuția asta ne adresăm tuturor, dar specialiștii să înțeleagă de la bun început că ei care deja știu, nu au neapărat nevoie de discuția noastră și ar putea foarte bine să organizeze discuții ca să explice publicului larg, așa cum încercăm să facem și noi. Deci să aibă răbdare cu felul în care noi o să povestim și o să explicăm, pentru că ne dorim să fie pe înțelesul tuturor, în primul rând al generațiilor care vin din urmă. Și vor avea și ei de auzit chestii interesante pe parcurs și mai ales de văzut. Pentru că aș vrea, Silviu, de data asta să vorbim și despre cămășile nevăzute. Abia aștept pentru că și muzeele, dar și lumea țărănească era plină de cămăși ciudate, cămăși care nu respectau întru totul canoanele și cumva le făceau diferite, dar această diferențiere venea tocmai din încercările femeilor de a găsi soluții. Iar unele găselnițe au devenit mărci zonale pentru foarte multe cămăși. Adică au fost îmbrățișate de toată lumea. Și de la tipul de pânză până la, nu știu, mici bucăți băgate de miri pe unde, s-au găsit răspunsuri pentru fiecare nevoie. Să nu uităm, de exemplu,
mie îmi place foarte mult răspunsul de la cămășile de banat bărbătești, unde de fiecare dată, aici la încheietură, există câte un mic triunghiuleț care întărește efectiv zona vulnerabilă. Exact, de a se rupe. Deci răspunsul ăsta, un mic triunghiuleț pus unde trebuie, îi răspunsul bun pentru foarte multe nevoi. Și de asta mi se pare mie importantă, ca designer, cămașa tradițională, nu neapărat românească. Pentru că mă interesează și pe mine să înțeleg. Mă rog, cu puțină fizică și matematică, înțeleg aceste soluții. Și mă bucur și sunt în admirație față de lumea fără educație, că le-a găsit uneori mai bine decât reușesc designerii cu educație din zilele noastre. În mod sigur, doar că răspunsul e că aceste doamne nu au inventat roata așa, ci de-a lungul generațiilor au căpătat experiență, învățând de mici să coasă, aveau deja background-ul foarte bine stabilit, putând ca, nu știu, la 30-40 de ani să poată inova. Pentru că știm, nicio cămașă nu seamănă cu altă cămașă. Dar există niște patenturi și niște mode ale fiecărei comunități în a-și realiza cheițele, în a-și realiza broderia, în a avea o anumită lățime de pânză, un anumit tip de țesătura pânzei, deci variațiuni cumva pe aceeași temă, dar comunitare și omogene. Da. Comunitare și omogene și le diferențiem și tot. Dar spune-mi și mie așa, cum pot eu să înțeleg faptul, cum explicăm oamenilor că toată lumea asta de care vorbești tu este 90% pierdută și că ADN-ul nostru de modele și de croiuri s-a micșorat foarte mult și acum mai simțim nevoia să inovăm, dar nu prea ne iese mereu. Din prima? Din păcate, asta e povestea cu învățatul din copilărie, pentru că dacă fetița de la 4-5 ani avea acul în mână, deja intra în reflex un anumit tip de broderie, un anumit tip de cusătură, preferințe cromatice pe care astăzi noi nu le avem, pentru că noi vrem să ne asumăm modelele unei țări întregi, dar fără a avea un background, un ADN comunitar, pentru că comunitățile sunt cele care au construit cămășile și nu ideea națională. Da. Deci, iată, o idee ar fi să aprofundăm foarte bine o zonă când ne apucăm să coasem. Ne alegem o zonă preferată, nu doar un model preferat, și stăm puțin și studiem pe zona respectivă. Acum, poate ar fi mai bine să căutăm tocmai zona unde avem rădăcini, dacă ni le știm, clar, că putem să fim cu identitatea dată peste cap. Sigur. Da, și nu din vina noastră, ci din... Că, na, istoria n-am ales noi cum să se scrie. Dar spui că e important să începem cât mai devreme. Adică, da, și eu am primit acum mână pe la 5-6 ani. Odată cu creionul, cu scris, pentru scris, da? Și am luat totul foarte firesc, dar ce să ne facem? Înțeleg că atunci când ești micuț, înveți mai repede și limbi străine, și broderie, și ai mintea mai deschisă. Și n-ai prejudecăți și nu ai senzația că deja știi tu totul despre portul tradițional. Cu cât creștem în vârstă, cu cât ne maturizăm, probabil că avem ideea că știm acum și avem mintea poate mai puțin deschisă sau mai multe prejudecăți. Sau mai multe concepții greșite? Cred că mai există și acea frică de a-ți asuma. Uh-huh. Pentru că odată ce ești construit cu anumite tipare, știi că nu le poți greși. Dar pe de altă parte, când încerci pentru prima oară, nu știu, un tip de broderie, tot ai impresia că nu faci bine, chiar dacă faci bine. Și cred că și aici e o poveste destul de sensibilă, să nu zic altfel. Uh-huh. Și
Totuși ar mai trebui să înțelegem ceva. Aceste haine țărănești au fost făcute să fie purtate în cadrul comunităților, să răspundă unor nevoi. Întrebarea este, dacă faci o copie Xerox sau unei cămăși de 1900, ea mai răspunde la nevoile de astăzi? Din comunitatea respectivă? Da. Interesant de studiat măcar, pentru că nu știu dacă e același răspuns peste tot. Și aduți aminte când ne-ai îmbrăcat frumos pe mine și pe Ana în portul vechi de Câmpul Lung, de acum 100 de ani sau nu chiar, 90, hai că toată lumea e cu 100 de ani, de acum 80-90 de ani, și am mers frumos la hram, la Sfânta Maria, la Gura Humorului și eram eu și Ana îmbrăcate bine, în acord cu vârsta noastră, dar cu niște haine cu 100 de ani mai vechi și aduți aminte cum lumea era disperată să ne găsească repere, întrebându-ne în permanență pe mine și pe Ana, ale cui suntem noi? Ale trecutului. Noi suntem ale lui Silviu. Na, ce era să spunem? Pentru că înțelegeam că suntem în hainele lor, dar nu puteau să pună degetul. Ale cui mai exact? Ale lui străbunica. Tocmai pentru că, totuși, o distanță de 30 de kilometri dintre Câmpul Lung și Mănăstirea Humorului, un salt destul de mare în preferințe cromatice, în cutume, de modele și tot. Așa că trebuie să aparții comunității, trebuie să fii al cuiva din comunitate, da, ca să le ai. Da, dar tu ce cauți acolo? Clar nu eram de la turci, de la București. Nu te râde, pentru că eu când mergeam la nord în copilărie și toată lumea se juca de Ștefan cel Mare și turcii, guess what? Eu trebuia să fiu turcii. Eram forever turcii, pentru că veneam din București, care era Turcie curată. Deci eu niciodată n-am putut să fiu în oastea lui Ștefan cel Mare. Deci, înțeleg. Acum situația se schimbă când lumea întreabă și zici, cum te cheamă, Corduneanu? Da, ești, da, ești bine. Hai că ești doamna asta. Hai că ești ok și tu. Dar să coși o cămașă de la 1900, o replică fidelă, răspunde la alte nevoi care apar în ziua de azi și nu trebuie nici cele neglijate. Și pe de altă parte nu știm ce nevoi ar să fie în viitor și e bine să păstrăm niște lucruri. Eu sunt genul mai păstrător. În mod sigur, da. De exemplu, totdeauna am avut o întrebare și că ați dezvoltat o poveste foarte, foarte frumoasă despre cămășile pădurenești, care sunt foarte, foarte frumoase. Dar în același timp mă gândesc dacă cămașa care era permanent cu poalele și arhitectura acestei cămăși mai răspunde nevoilor, sigur nu mai răspunde nevoilor, pentru că toată lumea și le face fără poale, pentru că nu mai trebuie să-ți mai pui nimic, porți blugi. Da. Și mă gândeam dacă acest demers este corect. Sau dacă totuși această nouă interpretare îți dă o libertate mai mare. După mine, o astfel, chiar dacă vrei să faci o schimbare, again, nu se face tot așa. Trebuie să încep cu ceva, încep cu cămașa, că e cea mai vizibilă. În rest, în partea de jos, mai avem încă probleme pentru realizarea zadilor, fotelor, catrințelor și așa mai departe. N-are decât să urmeze. Eu nu-mi iau misiunea să rezolv tot portul popular. Eu încep în speranța că se găsește și mai vin după generație alți oameni și se zic, hai să completăm portul cu ce a început femeia asta. Dacă nu s-or găsi, rămâne un prunc, am aruncat pruncul odată cu apa la spălat. Da, poate, poate cine știe. Pe de altă parte, tu pe mine foarte rar m-ai văzut, nu știu de câte ori poți tu să numeri, că în 10 ani m-ai văzut, cu cămașă românească cu blugi. Că nu poți număra pe mai mult de o mână. Pentru că eu nu le port așa, dacă ai observat. Pentru că eu când m-am îmbrăcat în cel mai adesea, când m-ai văzut cu cămașă, acum sunt, că sunt excepție, că avem treabă să vorbim despre croiuri. Dar de obicei, ori am purtat normal, ori am purtat cămașa cu totul. Într-adevăr, nu dintr-o bucată, cu poale adăugate, nu întotdeauna perfect acordate ca timp cămașa cu fotele, dar măcar am stat în județ.
Și eu în continuare mi-am luat niște, adică eu, pentru mine e o cursă de cu bătaie lungă. Eu am făcut niște cămăși pentru niște expoziții, după care se încheie albina, finalizez ultima cămașă din albina, după care o să-mi lucrez poale pentru cămășile pe care deja le am. Adică, Abia aștept. stai, să vedem. Abia aștept. Pentru că un costum întreg e un costum întreg și are povestea lui. A acorda o singură piesă cu o ținută contemporană trebuie să-i oferi alte valențe. Iar acea, nu știu, cămașă, orice pălărie, în cazul meu, trebuie să-și aibă povestea și am eu o vorbă. Nu trebuie să te poarte haina pe tine, ci tu trebuie să porți haina. Adică să ai cumva fala. Da. Dar o purta și să conștientizezi ceea ce porți. Pentru că o cămașă nu-i o haină de asta obișnuită pe care să o iei azi și peste 3 zile să o arunci că nu-ți mai place. Nu. Când te-ai îmbrăcat în cămașă, ai, știi cum ziceau de Tudor Vladimirescu. Ți-ai asumat. Păi El nu. că de când a pornit a îmbrăcat cămașa morții. Hei? Deci, e un înțeles aici important. Odată ce ai îmbrăcat cămașa cu altiță, știi? Dar uite, apropo de cămașă de pădureni, eu am cusut o cămașă de pădureni cu un mesaj actual, am folosit-o ca manifest, într-un mesaj mai puternic decât mine. Deci n-am cusut-o că am vrut eu să o modific, am vrut să atrag atenția asupra unor problemele pe care le cauzează moda foarte rapidă, fast și insta și așa mai departe. O cămașă manifest pot să o trec în categoria putem să cos într-un tablou. Deci aceea nu e o cămașă neapărat de purtat, ci o cămașă de expus că vine, dacă la aia te referi, pădureanca aia pentru cos pentru o cauză. Cam cu Apărat. sucum a dispărut viața din romburi când a dispărut apa. Mă gândeam așa în general, pentru că cămășile de pădurind mereu au fost lipite de poale. Pentru că asta era utilitatea lor, să fie parte integrantă a costumului. Odată ce ele își pierd acest mesaj, bănuiesc că trebuie și adaptat croiul. Pentru că, în general, piesele pădurenești erau foarte scurte, poalele foarte porneau de sus. Deci cred că când coaseți o asemenea cămașă, trebuie să o mai lungiți puțin, nu? Da, ea se poartă un pic răsfrântă, Bluzată. ca la albanez, nu? Deci e genul ăla de... Doamne, să nu... Noi atâta vorbim și n-am mai dat viață la... Așa, dar apropo de chestia aia, mai explică-ne cum facem să nu ne... să purtăm cămășile cum trebuie, adică ce ne trebuie? N-avem trup? Sau ce ne lipsește? Atitudinea, În mod sigur, în primul rând, stilul? atitudinea, chiar și stilul și asumarea. Băi, o cămașă țărănească sau cusută de mine sau, nu știu, primită de la bunica sau cusută de mama sau cusută de prietena. Deci să mă asum mesajul, să fiu conștient că e o chestie unică și cumva să nu mă las influențat de ea. Pentru că în general, trebuie o distanțare între cămașă și noi. Pentru că dacă nu avem această distanță, măcar mică, ajunge să ne acapareze Am și să ne înțeles. pierdem în ea. Măi, am citit o chestie de nu mi-a venit să cred. Un comentariu în grupul nostru de cusut legat de o cămașă bărbătească care trebuie să fie, așa cum spui, puternică, amplă, da? Cu demnitate, cu tot ce vrei. Cum vrei tu să fii un bărbat? Puternic și dintr-o bucată. Și vine o doamnă și spune că îi plutește soțul în cămașă și că să facă ceva ca să, deci să facă ceva ca să strice o cămașă românească pentru că soțul îi plutește în ea.
Acum, fiind din București și mai cu simțul umorului, că noi aici suntem crescuți să avem replici acide și tăioase în orice situație, normal că prima replică, dacă mi-ar fi spus asta față în față, i-aș fi spus, dacă plutește soțul în ea, dă-i și tu ceva de mâncare, adică mai umple-l, ori pune-i un brâu ceva, nu? Dar am senzația că multă lume nici nu s-a uitat, pe lângă faptul că uneori senzația mea este că doamnele vor să-și îmbrace soții în cămăși românești ca pe niște păpuși, deși soții nu-și doresc asta. Uneori este senzația mea, alteori soții își doresc și se vede că sunt foarte fericiți și se încing cu brâu și nu mai plutesc nicăieri. Dar să ajungi să schingiuiești și să stai și să împuținezi o cămașă care ar trebui să fie amplă ca să fie soțul mulțumit, nu știu, mi s-a părut puțin exact în situația cum spui tu. Și m-am gândit că poate soțul este francez sau un străin, nu știu, na, francez, german, olandez, că se întâmplă să ne mai angajăm și față de alte persoane. Nu trebuie să stăm numai între noi, daci, nu? Și am întrebat, dar soțul e român? Gândindu-mă că trebuie să purtăm o discuție foarte largă, să le explicăm oamenilor din Olanda și din Franța că noi avem cămăși mai ample. Zice, nu e român. Și mă așteptam. Zice, e moldovean. E, iată o problemă. Mie mi se pare absolut înfiorător un singur lucru, o neînțelegere de bază a unor elemente care definesc cămășile și cu altiță și încrețite la gât și drepte. În primul și în primul rând, lățimea pânzei. Pânza era de 50 plus minus 10 cm, de la zonă De la la, zonă. da. Da? Femeia trebuia să se încadreze în acești 50 de centimetri și să jongleze cu tăieri pe drept, mai pe oblic pentru clini, ca să aibă o formă acea cămașă, da? Da. Ok, îi făcea cămașa, totul era drăguț. De la un om de 1,80 și 50 de kilograme și la un om de 1,80 la 120 de kilograme, ambii încăpeau în același tip de cămașă. Și pluteau? Nu, evident că nu pluteau, Dar ce pentru făceau de nu că pluteau? aveau brâu care îi ținea la mijloc și îți oferea acea dungă de mijloc care îți oferea echilibru între partea de sus a torsului și partea de jos, da? Nu ți lăsa poalele să-ți fie zoroclii și împrăștiate și învânturate ca Merlin Monroe, da? Deci, așa că erau curelele, chimirele, șerpanele, cu mărgele, cu ținte, de piele, fără piele, cu broderie de piele, cu broderie de meșină, cu deci, varietatea imensă, cu fir metalic pentru para. Varietatea e fără sfârșit în modul în care poți să-ți pui silueta în valoare și să punctezi acel loc. Dar oare lipsa acestui volum de pânză, adică poate au fost zone în care oamenii din nevoie au fost nevoiți să se încadreze în mai puțin și atunci ei sunt obișnuiți cu coate goale mațe fripte, gen. Adică avem o expresie despre asta, când ai destulă pânză și coate goale mațe fripte. E nasol să n-ai multă pânză și hai mă întreb, sunt zone din România unde oamenii n-au avut pânză, n-au avut cum se încadra și s-au limitat în câte 3 metri și s-au strâmtat? Nu, în mod sigur nu. Avem exemplele de Maramureș, de exemplu, de curea, cămașă păstă curea, da? Care, ce-i drept, pentru trupul cămășii se folosea foarte puțin pânză, dar mâncile erau extrem de largi. Deci cam care e un minim de pânză care trebuie folosit la o cămașă cu 50 de centimetri lățime? Eu cred că undeva la 5 metri. De fală. De fală, cât de sărbătoare. Da. Și mie mi este și la 4 metri. Ce mă fac? E prea puțin? Bărbătească. Nu, femeiască. A, la femeiască era altă poveste, pentru că totuși îți croiai trupul și poalele puteau fi schimbate. Pe când la cămășile bărbătești exista pentru perioada foarte veche, adică acum 100 de ani, cam toate cămășile erau întregi. Ulterior apare moda fustanelei. Da. Ca un exemplu și după aia avem zonele așa mai
puțin mai excentrice, cum ar fi oașul în care bărbații purtau acele cămași relativ scurte, dar cu mâneci extra, extra largi. De și cu mega pantaloni. Evident, și cu șorțuleț în față. Avem Aradul, avem... Da. Îmi pare rău că nu știu... Nu avem azi o poză cu cămașă de oaș în toată splendoarea, dar mai facem noi alte discuții, măcar evident, să sta, vedem așa. Problema e că ceea ce e mai puțin știut, cred, este că sub aceste cămăși pe care le vedem, mai era încă un strat, mai era o cămașă. Deci când scriem în articole cămașa că era pe piele, că era aproape de suflet, că erau semne... Da, într-adevăr, era relativ aproape de suflet, dar mai era un strat pe dedesubt. În general, toate cămășile de fală mai erau purtate cu ceva pe dedesubt. Și la cămașa bărbătească și la cămașa femească. Bărbătească și femească, am zis bine? Oare? Da, da? Toate cămășile. Toate cămășile. Și pentru că, de exemplu, am cămașa asta de vrancea de mine, da? Lucrată cu firme tare. N-am purtat, nu port acum cămașa pe dedesubt, dar mi-aș fi dorit. Pentru că atât de tare înțeapă firul metalic și te simți zgâriat permanent, te simți abuzat de cămașă. Deci, în primul și în primul rând, îi au această funcție de a proteja corpul de broderie. Pentru că, nu știu, firul metalic, telul, agață. Au și un dublu rol, un alt rol de a proteja cămașa de sărbătoare de om. Pentru că transpirăm dansăm praful de afară și de asta și femeile și bărbații purtau în general pe sub cămașa de sărbătoare o altă cămașă simplă, dreaptă, pentru a-și cruța bunul, luxul. Bunul, da, da, exact. Pentru că nu îți permiteai în fiecare an să ai o altă cămașă plină de fir metalic, de tel, de paiete. Da, mă, Silviu, da, uite... În muzee de pe coasta de vest a Turciei, fostele colonii grecești, în Grecia, în Benachi, în Atena, atunci când vezi într-o expoziție de costume tradiționale și vezi îmbrăcat portul, ai ocazia la ei să vezi această cămașă de desubt, care în Turcia, în partea de vest, se cheamă gioinec, de la Hineca, probabil, sau să seamănă cuvintele. În Grecia, iarăși, e de borangic. Orice ai face, e o cămașă de bază de dedesubt. Dar în muzeile noastre, noi de ce nu văzurăm cămași de dedesubt? Pentru că, în primul și în primul rând, ele dispar odată cu anii 1940-1950 din US. Și decât foarte puține zone mai păstrează piesele tradiționale cu broderie încă în costum, fiind înlocuite de cămășile orășenești. În cazul bărbaților. Adică în toate zonele purtătoare, bărbatul purta cămașă nemțească pe dedesubt. Aha. Iar pentru perioada mai veche, o cămașă dreaptă. Știi că prin filme, prin anii 40-50, vedeai bărbați care purtau tricou pe sub cămașă albă, nu? Sau da. Parcă încă mai... Iată, deci ideea de a purta ceva pe dedesubt nu e super nouă. Te-ai uitat la serialul ăla, Mad Men? Nu. Hai să te uiți. Deci... Da. Da. Acolo se vede clar. Omul are mereu tricou alb impecabil sub o cămașă albă impecabilă. Și face furori când și le dă jos. Adică... Nu uităm că Bucovina, Neamț, Bacău, Vrancea, Argeș, Sibiimea, Hunedoara, Maramureșul și în zona de sud au existat cămăși bărbătești pe dedesubt, cu modele, cu plătuță, să nu se vadă în față. Exista un mic model pe sub gura cămășii și la manșete, dar în cazul cămășilor cu mânecă largă. La cele cu mânecă strâmtă avem exemplul cămășilor pe dedesubt, impropriu spus cămăși pe dedesubt, de cărbunari, care sunt de fapt o bucată de pânză tip poncho, încheiată pe margine, fără mâneci și cu broderie în față. Mm. Pentru că ei deja aveau manșete. Da. Și la fel, cred că și în zona romanului, în costumul românesc, la fel,
acolo aveau două manșete, una pe dedesubt care ieșea de sub cea de pe deasupra. O dubioșenie, dar era drăguț că în general aveau același tip de broderie și broderia se dubla. Da, ca să... Da. În cadrul costumului femeiesc avem aceeași poveste. În Munții Apuseni vedem că sub ciupagele vestite din zonă se mai vede câte o cămășuță în fotografiile vechi, așa, un guleraș. Asta dacă știi unde să te uiți, știi? Tot. Că dacă te uiți doar în Și la fel, broderie. Și Regina Maria nu le purta direct pe... Nu, da, până să ajungă la furou, avea femeile... și cămășuță. Avea și cămășuță? Pe dedesubt, da? Nu de barangicuț. Fără nicio broderie, dar o proteja. Da, da, da. Și cum la fel, nu știu, pentru zona Vrancei se păstrează cămăși pe dedesubt femeiești. La fel Bucovina. Adică există o varietate imensă de astfel de piese. Și să nu uităm ceva, că la fel pentru a proteja piesele de uzura de la mâneci, se purtau mânecările. Mânecări care existau la fel și în portul femeie și în portul bărbătesc, în mai toate zonele. Și în foarte multe țări, Lituania, Polonia, da, au mânecări superbe. Și noi. Și la noi, bineînțeles. Dar bulgarii o fi având? Da, cum sunt. Deci nu era ca și cum știam numai noi ce-i bun și frumos. Și uite-te, în cazul unor cămăși femeiești, la fel de sărbătoare, exista un plastron. Pe care și legau așa capa bețică pe sub cămașă și acopera despicătura. Deci din picturile lui Sad Marie, e o pictură la Menare acolo undeva. O horă în sat când e o doamnă, aia nu avea cămașă pe dedesubt, nu-și pusese, uitase? Sau era pictura mai... Picturile nu știu. Nu sunt un document foarte de încredere, pentru că deja există foarte multe filtre între amintirile lui, nu știu, cine ai spus că l-avea? Sad Marie. Sad Marie. Între amintirile lui Sad Marie, plăcerile lui și ceea ce... Dar seama, cine a mai pictat? Că am un lapsus fix acum când filmăm. Filmăm? Merge? Dar până acum cine nu a mers? Nu știu, pe asta mă gândesc. Zi-mai cine a mai pictat și o ducea... Că mai... Cine? Ah, Grigorescu? Până la Grigorescu. Da, mi-amintesc eu. Cămașa de dedesubt era încrețită? Umbleai cu două cămăși încrețite pe tine? Cămașa de dedesubt era dreaptă. Cămașa dreaptă. Deci cămașa de lângă suflet. Era dreaptă. Era dreaptă. Era bătrânească. Da. Pe când învelișul era ostentativ și tineresc. Acum, la noi, pe dedesubt, cămașa de lângă suflet a fost dreaptă și cămașele de lângă suflet erau, în general, să zicem, lipsite de broderie. Pe corp, cel puțin. Adică, da, ar fi avut broderie unde riscau să fie văzute, da? Dar în vestul Europei, dacă ne uităm pe niște seriale... Bine, acum, serialele nu sunt filme documentare, noi trebuie să înțelegem asta. Dar dacă ne uităm și pe niște seriale, mergem și noi la Muzeul de Design din Bath, ne ducem și pe la Pembroke, unde e castelul Pembroke și începem să ne uităm la dinastia Tudorilor, nu? Henric al VIII-lea. Dacă te uiți la filmele astea, bine, sunt făcute de americani, sunt cum sunt, dar vezi acolo niște... Îl vezi pe Henric al VIII-lea în ie, măi! În ie! Și știi de care guleraș are? Bine, n-au altiță. Dar știi de care guleraș intră la înalt? Cu faldul, cu creții largi așa, relaxați cam ca la Vlașca peste vreo 500 de metri. Nu chiar 500, dar hai. Și cu bentiță ca să țină totul sus, peste care aveau haina. Și tot așa, când erau în intimitate și își dădeau jos armuri și haine și chestii, rămâneau în ie. În primul rând că nu zice mie. Evident că e cămașă. Și cam toate cămășile au fost cămăși. Adică termenul ie e introdus mai nou, folosit într-o zonă mult mai îngustă din țară decât ideea de cămașă. Da. Cam peste tot s-a zis cămașă, ciupag. Spătuiesc pe cel. Da. Da. Dar pe de altă parte să nu uităm ceva, că totuși fi
filmulețele astea de care povestești dumneata, doamna Ioana, sunt, reprezintă de fapt o lume a celor foarte bogați, care își permitau foarte multă pânză de bună calitate, bașca că trăiau în niște camere absolut înfiorător de reci, vară-iarnă, și de asta aveau nevoie de foarte mult material care să îi protejeze de frică. Da. Deci cămășile lor de fală erau încrețite și cămășile lor de dedesubt încrețite devin cămășile noastre de fală. Dar cămășile noastre de dedesubt sunt alea drepte. Da. Și suntem noi cu 500 de ani în urmă. Pentru că ei în filmele lor mai folosesc niște cămăși de la noi, știi că le-i mult mai ușor. În mod sigur că deja sunt făcute. Da, sunt deja mai făcute. Nevoie și, de... Nu știu, nu chiar în filmul cu Henric al VIII-lea, dar cu Mary Queen of Scots, dacă te uiți la un alt film. Vezi pe prietena lui Mary Queen of Scots, care, mă rog, trebuie să nască un bebeluș, e rău și stă așa în pat și se filmează cum era ea în pat. Și folosesc o cămașă de muscel drept cămașă de noapte, că era gata, vorba ta, era ieftină gata. Și gata făcută, nu? În mod sigur, dar repet, să nu uităm totuși că la ei vorba de în alta societate, pe când la noi ăsta era costumul pe care îl știm noi de secolul XVIII și XIX, pentru că înainte nu prea știm ce purtau țăranii. Țăranii nu, da. Adică nu avem atât de multe informații. Descoperirile arheologice pe arheologie textilă sunt foarte puține pe zona țărănească, având informații puțin mai multe în zona asta de oraș mare și de familii boierești. Merită cercetate și ele. Cum s-ar putea cerceta dacă mărturii scrise nu sunt și bucățele de pânză nu sunt? Ne uităm la vecini, ne imaginăm, facem scenarii, presupunem... Ne imaginăm, rămânem la călătorii străini care ne mai oferă informații cu privire la portul. Dar nu ne plac. Ce ne spun călătorii străini despre țăranii români, nu ne place să citim. Păi cam așa era, adică țăranul român până la sfârșit de 19 trăia în niște condiții destul de grele și... lipsite de un minim de igienă, de un minim de, nu știu, lumină, căldură, totul era precar. Și avem informațiile de la sfârșit de 19 a doi doctori care prezintă igiena țăranului român. Cu ce se îmbrăca, ce mânca, care erau obiceiurile lui și le comentează cumva în raport cu noile descoperiri medicale, cu emanciparea societății. Și la fel, nouă ni se pare că țăranul român mergea cu cămăși pline de fier metalic în fiecare zi la muncă și peste la tot. Prășit. Nu. Prea. Prea. Dar dacă se demodau, totuși de asta mai spre anii noștri, dacă se demodau, poate le mai luau. În mod sigur, dacă se demodau, dar nu neapărat dacă se demodau, ci mai ales dacă se rupeau, dacă deveneau casante, erau folosite peticite la nesfârșit și folosite în zilele de lucru. Da. Nu prea exista gunoi, nu-ți permiteai să ai gunoi. Nu. Totul era refolosit. Cămășile de lucru ale taților, când se subțiau pe la umeri, unde erau foarte tensionate mereu, la subsoare, atunci erau făcute pe linci pentru copii, pentru că țesătura de cânepă și de inde venea foarte moale în urma spălărilor repetate, deci nu era o chestie abrazivă la pielea copilului. Da, știi cum e aia, are grijă de fundul bebelușului tău. Da. Da. Pielea delicată a bebelușului tău. Dar știm, da, cu toții. Deci și dreaptă și încrețită aici. Noi ne-am tot gândit și am vorbit de foarte multe ori care o fi fost prima la noi, dreaptă sau încrețită. Și eu, deși știu că trebuie să fi fost dreaptă, tot am tras-o. Pentru că, vezi, e propaganda asta și comunicarea legată de fragmente de pe columnă. Și pe columnă acolo, în afară de faptul că îi vedem niște... încrețire de pânză, nu știm clar dacă e cam așa. Și adică are mânecă scurtă, pentru că cumva copiază forma togilor romane.
Asta mă gândesc că și acum, să zicem că Doamne ferește, ar veni și ne-ar cuceri America, da? Noi deja cam avem din hainele Nu, sigur, și asemănătoare. columna, la fel ca și pictura de care vorbeam al lui Satmari, este o interpretare. Da, știm că în momentul campaniilor de cucerire, romanii își luau oameni care făceau schițe, desenau și consemnau cu mare acuratețe faptele, costumele, totul. Dar să nu uităm că deja treceau prin câteva filtre până să fie pus în practică, adică până să se realizeze acele bazorelieful. Și îl aveai pe cel care consemna, care poate nu înțelegea pe deplin lumea în care ajungea, pentru că diferențele culturale totuși existau. Acest om dădea informația unui funcționar, acel funcționar dădea informația pietrarilor. Da, și ce să-i spui? Da. Și iarăși legat de filme, în filmele, în seria asta de filme numite Columna, acolo apare nici mai mult, nici mai puțin cămașa cu mânecă răsucită de Vrancea, înaintea Imperiului Bizantin și a tuturor chestiilor ciudate care au venit din Asia Centrală, prin Persia și prin... O știi, nu? Da. Columna. Vezi cămașa de... Bun. Deci, filmele... Ne uităm la ele, dar nu să reținem că nu sunt documentare, sunt filme artistice. Și le luăm și noi cu sare, nu? Da, pe de altă parte, că am adus vorba de cămașa răsucită. În stampele de 18-19 avem informații cu privire la, adică vedem că unele doamne purtau cămașă răsucită, dar, de exemplu, noi în arhiva muzeului și nici în arhivele celorlalte muzee mari din țară nu am găsit nicio cămașă, o fotografie cu o cămașă cu mânecă răsucită purtată in situ. Vezi, și acum e greu să prinzi niște lucruri fotografiate, dar atunci când trebuia să... E greu. Ce să zic? Să fi fost niște cămăși care erau considerate demodate însă și ele și nimeni nu vrea să se îmbrace în așa ceva, nemai înțelegând fala și rostul lor. Cred că și asta a fost o parte a poveștii, pentru că ele s-au pierdut de foarte mult timp, totuși aria lor de răspândire a fost destul de mică, Da. în ceea ce știm sigur azi, adică zona Bran și... Ia, stai ca să vină spre microfon. Dacă stăm așa, nu mai auzim. Dar de ce avem așa? Eu oricum cred că a fost un singur buzunar. Eu nu pot să îmi imaginez altfel decât că din zona Bran au plecat cu oierii care s-au dus în Vrancea, s-au mișcat și că acolo s-a readaptat cămașa la noile dimensiuni de pânză și s-a făcut mai altfel mâneca un pic. Una din referințele bibliografice afirmă că ar fi existat și în partea Bacăului o astfel de cămașă cu mânecă răsucită, dar din păcate nici o cămașă nu s-a păstrat în muzee sau în colecții particulare. Din punctul meu de vedere, ea a avut o mult mai mare arie de răspândire, pentru că nu de mult am fost la Muzeul Colecțiilor de Artă și am văzut o stampă cu o tânără valahă de secolul XVIII care purta o cămașă cu mânecă răsucită. Adică se vedeau foarte clar râurii brodați În în spirală. spirală. Înseamnă că la un moment dat a fost la modă. Dacă a fost purtată de o tânără, îți dai seama. În mod sigur și cercetările de până acum spun că ar fi o moștenire venită pe filieră bizantină, purtată mai întâi de către înalta societate și apoi luată și de țărani înstăriți și folosită. Dar n-a fost doar de preotese. Nu, Doamne iartă. Dar după 1400... Speculațiile astea sunt absolut gratuite și fără nicio bază reală. Dacă cuiva îi se năzare să zică că a fost cămașă de preoteasă sau de moașă, toată lumea, cămașa de moașă. Sună bine, da. Doar atât, Da. dar...
nu are nicio susținere în informația de teren, în colecțiile muzeale, în cercetările de teren. Acum au fost două valuri mari la care mă pot gândi eu, în care, dacă nu trei, în care ar fi putut să vină influența dinspre Imperiul Bizantin. După 1453, îmi imaginez că trebuie să fi fost niște refugiați care au venit după căderea Constantinopolului. 29 mai, dacă o să vină istorici să ne spună, știm când a căzut și știm, Constantin al XIII-lea era, mă rog, a dispărut, i-au rămas numai papucii. Sunt povești absolut grozave. Da, și cel mai probabil că s-or fi refugiat și la barbarii din nord. Cum... E că nu eram chiar barbari. Întotdeauna ai tendința să te gândești la oamenii care sunt mai la nord de tine, că sunt mai... Sunt munte. Mai puțin rafinați, așa. Dar să nu uităm totuși că Imperiul Bizantin și după căderea Constantinopolului a avut totuși familii mari, foarte influente, care au continuat această tradiție bizantină. Da. A fastului bizantin, a preferințelor cromatice pe textile și nu numai bizantine. Să nu uităm de purpura care era atât de îndrăgită de bizantin. Să nu uităm că copiii care erau născuți în camera de purpură erau porfirogeneți, pentru că era camera de porfir, o piatră care semăna la culoare cu purpura. Deci poveștile, măcar la nivel de poveste, au supraviețuit și au continuat să existe. Să nu uităm la fel de ceramica de tip cuti, care și ea este ultima moștenire bizantină rămasă în zonele noastre, cu o continuitate foarte bine știută. Da. Vezi că Imperiul Bizantin moare, dar nu se predă, știi? Mai are câte o zvâcnire de asta și uneori te gândești că poate și faptul că noi ne străduim să coasem niște cămăși de genul ăsta, poate că simțim nevoia de ceva sclipire bizantină în lumea de azi, care nu ne convine 100% așa cum e. Mult sigur. Deci, ca vița de vie, mai trecem și pe sub pământ, mai ieșim la suprafață, mai facem și noi ce ciorchine putem, mai dăm mai departe. Vorbim tot pe sec, e ca și cum avem paharele goale, în sensul că trebuie să mai arătăm și cu niște imagini. Vorbim de cămașa cu altiță. Tu ai selectat, ai făcut o selecție de imagini care să reprezinte, nu știu... Am făcut o selecție de imagini mai de demult. Iar aceste imagini pe care vi le arătăm sunt imaginile folosite în dosarul cămășii cu altiță pentru a arăta varietatea tehnicilor, a câmpilor ornamentali și varietatea zonală. În cazul de față avem o cămașă veche de câmpul lung, luată de către Dimitrie Gusti din teren, din satul Fundul Moldovei, în anul 1928. Deci cam asta era moda la munte în 1928. Foarte frumos. Fundul Moldovei este cunoscut și pentru arhitectura caselor de lemn. Pentru mine, casa de Fundul Moldovei, găsiți la Muzeul Satului și în mai multe alte locuri. Dar este primul lucru pe care l-am învățat despre Fundul Moldovei este arhitectura lemnului și aia e arhitectura. În mod sigur, pentru că Dimitrie Gusti a ales localitățile reprezentative. Și prima a fost Nerejul Vrancea, urmată de Fundul Moldovei, Drăguș, Gorj. Și după aia, din păcate, nivelul echipelor a scăzut foarte mult, fiind foarte mici. Și s-au bazat pe comunități mult mai mici. De la Gorj ce-a luat? Ceaur? Ceaur. Da. Ceaur. De ce? După casă? Eu mă gândesc după casă. Hai mai căutăm. Da. Hai să vedem de ce ne place. Ce ne place? Ce putem aprecia la cămașa asta? De ce trebuie să încercăm să respectăm și chiar dacă modificăm? Care e frumusețea din ea? Pentru cine n-a făcut la școală, tu ai absolvit Universitatea de Arte, acum HOT, la bază, nu? Facultatea de Arte. Istorie, secția Istorie Arte, pentru că cumva de asta m-am aplicat și asupra
arte tradiționale și mai ales a costumului, pentru că având o pasiune mai de mult pentru tot etosul ăsta țărănesc, mi-am dat seama că costumul poate fi văzut și, și prin ochii criticului de artă. Deci costumul poate fi o operă de artă. Nu, sigur este o operă de artă, doar că el trebuie înțeles la fel ca și o operă de artă în toată povestea în care a fost construit, adică poveștile sociale, factorii etnici, culturali, totul. Pentru că un costum nu-l poți înțelege dacă n-ai o minimă cunoștință de istorie, de sociologie, de evoluția, nu știu, tipurilor de gospodării, despre migrații, despre cum s-au strămutat sate. Pentru că un costum tradițional dintr-o anumită perioadă îți spune și poți citi în el povestea lumii în care a fost construit. Și iată cât de incomplet este să studiezi doar cămașa. Cum îți lipsește josul, stabilitatea pe care ți-o dă fota strânsă, da? Și din punctul meu de vedere, orice costum tradițional trebuie privit în arhitectura lui completă. Pentru că dacă avem o cămașă ca în fotografia de față, bogată, dar cumva echilibrată cromatic, nu se folosesc foarte multe culori, fota era la fel, destul de sobră. Sobră. Punctul de culoare era brâul. Dar de ce e Bucovina așa sobră? Dar nu cred că e foarte sobră. Nu, în față de alte costume sau zona Câmpul Lungului, în ansamblul ăsta, în 1928, pentru că nu au fost toate modele așa. Noi știm că avem din, în alte perioade, cu 100 de ani în urmă, avem mode mai colorate. Evident. Era cumva toată povestea asta a Art Nouveau-ului, a unui echilibru așa meandrat, frumos. Și de asta și floricelele din Altiță, florile ceahorene, sunt așa asimetrice, unduioase și frumoase. Dar să nu uităm ceva, că totuși nu e foarte sobru. Purtau pieptarele care îți ofereau noblețe, pieptarele cu garnisite cu blănițe de dihor. Adică era ceva care să atragă. E altfel dozat. În mod sigur. Și, de exemplu, la fote, la Catrinți, Catrința era neagră, dar avea vergile cu culori domolite, avea fir metalic, sticlea în lumină. Adică era o sobrietate, dar în același timp să ne uităm doar în creț, la acele punctulețe roșii și verzurii care oferă răspunsul. Eu cred că sunt și niște margeluțe aici jos. Da. Eu n-am spus că era o cămașă sau un port trist. Sobru, eu m-am gândit sobru, în niciun caz țipător sau strident, scuze. Poate am zis... Cred că dozajul important era în strălucire. Mărgelele, firul metalic din fotă, baticurile de mătase care erau foarte la mod aduse din Imperiu în acea perioadă. Da, este o cămașă care reprezintă perfect Bucovina, nu? De munte. De munte. Hai să vedem ce ai mai ales. Hai să vedem. Ei, ceva mai bogat, mai plin de împunsături. Da? S-a lucrat aici, s-a lucrat, s-a muncit. Și știi că asta întotdeauna e apreciat, s-a muncit mult. Da. Dar este o cămașă foarte frumoasă. O cămașă de bicaz. Și oare ce ne atrage cel mai mult la ea? Pe mine personal? Da. Acum tu mă iei pe bune sau vrei să spun așa pentru lume? Pe mine, mie ce îmi place foarte mult la ea? Nu este dintre preferate pe persoană fizică. Deci nu sunt asociația semne cu sute, sunt Ioana și nu este neapărat o cămașă pe gustul meu pentru că este un plic prea plină și sunt multe zone care îți cer atenție și nu știu unde să mă uit mai întâi.
Eu înțeleg că tu vrei să-mi arăți că ai cusut foarte mult, că știi toate tehnicile și cheițe complicate și ciupăgel, lâncezel sau cum vrei să numim, iișoară, știi că mă și asta, iuță sau iișoară. Și un lâncezel mic acolo și o brățărică și o danteluță. Pe de altă parte, genul meu este să apreciez când îmi spui concret. Eu unde să mă uit pe cămașa asta? Aici, dacă apreciez ceva, este raportul între negru și roșu și felul în care au găsit un echilibru. Știu cu siguranță că sunt accente de culoare în bordurile altițelor, deși nu le văd pe ecranul mic, dar eu știu că sunt acolo, că Cămașa. am văzut cămăși din altă zonă în colecția Muzeului Astra și este una care a fost expusă. Da. Deci știu că e așa. Pe de altă parte, nu e neapărat genul meu. O apreciez, pentru că ea e reușită Acum pentru... ar trebui să-mi zic și eu ceva. Spune. Spre deosebire de zona Câmpul Lungului, care era puțin mai apropiată de, nu știu, un nod comercial, partea asta de Neamț și Ținutul Dornelor din Bucovina, au fost niște zone mai arhaice, care au rezistat, de fapt, în care au rezistat niște preferințe. Preferința pentru decorul tablă Da. de pe mânecă, în crețul și brățările foarte evidențiate prin acel roșu și la fel altița mărcinită de bordurile roșii care sunt tot tip tablă. Da. Iar un detaliu important la cămașa aceasta este acel lăncezel care ne duce cu gândul spre Ardeal. Da. Deci este o zonă tangentă între Moldova și Ardeal. Iată, sunt de acord, o respect și o apreciez foarte mult. Nu înseamnă că nu apreciez munca. S-a muncit foarte mult, aia zic. Pe de altă parte, eu cred că dacă aș fi fost, sau dacă ar trebui acum să lucrez această cămașă cu acest model, eu aș folosi roșu la lăncez, ca să am lăncezul și brățările de aceeași nuanță. Și aș încerca să fac ceva legat de încrețul de sub altițe. Pentru că în rigiditatea minții mele, foarte organizată pe structuri și pe astea, eu aș tinde să am aceeași tehnică cu aceeași culoare, ca să atrag atenția că, uite, aici și aici, la gura cămășii și la gura mânecii, eu am pregătit aceeași tehnică cu aceeași culoare. Și eu poate aș fi folosit o altă nuanță pentru sub altiță. Asta e. Dar de aia suntem liberi să vorbim, să ne placă, să nu ne placă. Nu înseamnă că nu apreciez. Înseamnă că eu aș fi modificat-o. Poate că aș fi stricat-o. După gustul oamenilor de atunci, cu siguranță eu aș fi În stricat-o. Tu mod ce sigur. zici? În Da, mod sigur. am făcut-o terci. Deci, vezi, în momentul în care te apuci așa să repari niște lucruri din trecut, trebuie să te gândești foarte bine. Ori te abții, ori treci și alegi altă cămașă cu care ești deja în acord, nu? Sau nu o mai faci copii de acel model. O Da. faci creație proprie. Da. Sau faci pasta care îți unde e. O faci pasta care îți place așa cum e. Așa nu vreau să modific nimic. Da? Deci decât să mă apuc eu să reorganizez această cămașă după ordinea mea și după gustul meu, mai bine mi-aleg alt model dacă simt că nu-l pot respecta. Aia, dacă îmi vine să o lucrez cu verde, Nu e bine. mai bine mă duc și tricotez cu verde, da? Ok. Hai să vedem o alta. Aici e important că, iarăși nu știu dacă reușim să dăm zoom, cheițele sunt deosebite Da. și au o ierarhie a cheițelor și, bine, slavă Domnului, mai avem curs special de cheițe în care, pentru că dacă ne apucăm și vorbim acum de cheițe, Nu mai nu ne trebuie, mai nu. încadrăm. Iată. Cămașa de preoteasă de la noi. Știm sigur că a fost unei preotese din fișa de obiect, Da. dar am fi putut și intui că a fost a cuiva important datorită bogăției modelului. Da. Pentru că este o cămașă plină de culoare și mai mult decât culoare, de strălucire.
Și încă un detaliu foarte important la această cămașă, mânecile sunt foarte, foarte largi și lungi. Sunt din doi lați sau... Da. Da? Având bogăția materialului care ne transmite povestea, băi, am avut cu ce să-mi fac această cămașă, am muncit-o, dacă lumea și-o face dintr-o foaie, mânecă, eu mă fac din două foi, dacă poalele lumea și le face din trei lați, eu îmi pun 5 clini, 3 clini pe o parte, 3 clini pe o parte și pânza principală. Deci a fost o declarație a statutului social. Da, un fel de declarație de avere, nu? Evident. Dar hai să vedem, preotesele își făceau singure pânza sau primeau? Eu cred că de multe ori primeau. Și primeau, în general, o asemenea cămașă cred că e făcută pe comandă, adică nu șocoseau ele. Oh, ce păcat! Da, era interesant să fi fost și dovadă de maestrie, nu doar de dărnicie din partea credincioșilor, că pentru mine asta astfel se traduce, așa se traduce cămașa asta. În satul meu, oamenii au credință și vin cu daruri multe către obrazele noastre înalte, Subțiri. subțiri. Dar am auzit pe de altă parte că și moșele aveau foarte multe pânze, că primeau de iertăciune, ștergar și săpun. Ai auzit și tu? Da, în mod sigur, dar acolo era o funcție rituală. Deci, Deci de a se spăla. și nu îți dădea destulă pânză sau... În general, nu. Nici la poduri, la mort, nu-ți dădea destul pânză să-ți E, faci o pânză, o cum cămașă. că... Stătea 4 metri. Dar 4 metri de o cămașă femeiască, aia zic. Dreaptă, da. Nu îngrețită. Și să nu uităm că în unele zone se dădeau gulere, gata cu sute. Ci că și mâneci gata țesute. Frumos. De asta apar cămăși cu... Da, cu pânze diferite uneori, că îți mai Mă, primei. sigur, și cred că am în colecția mea proprie o cămașă de păturen care are 5 tipuri de pânză. Și foarte bine. Deci ar trebui să fie dat exemplu la, știi, design sustenabil și Exact. este. Și altă dată o să facem noi o discuție despre chestia asta și o să aduc cămașa aia pe care mi-ai dat-o transformată în cămașă urbană dintr-o... Da. Hai, că nu spunem acum, că mai avem destule de văzut, că iar ne luăm. Aici am Am fost, fost, ne da. mai întoarcem. Tu știi povestea. Eu încerc iarăși să fentez și mai bine aș sta în banca mea, înțeleg, croiul tradițional, să renunț la țurțurii care... Adică la clinii de la Da, mânecă. da, la Triunghiuri. băgăturile alea triunghiulare. Cred că, până la urmă, după ce am discutat, stau cu minte în banca mea și le fac niște țurțuri, o să fiu foarte atentă la Proporțiuni. cheițele și la... Da. Și la proporționalitatea lor. Pentru că aceste cămăși cu mânecă răsucită arată absolut oribil când sunt întinse, Da. dar pe om capătă volum. Iasă. Da. Da. Deci totuși se dau țurțurul pentru lărgime. Măcar puțin. Măcar puțin. Și fac niște cheițe frumoase. Uite, cu asta m-am amăgit așa să-l pun, că eu aș fi încăpuș și fără clin. Hai mai departe. Că tocmai am vorbit că am făcut mișto de alții că plutesc în cămăși și acum să mă micșorez, să o micșorez eu pe a mea. Să plutesc, o să-mi fac una să plutesc în ea cu totul. Și cu cămașă pe dedesubt să intre, da? Se purta și asta cu cămașă de dedesubt? În mod sigur. În mod sigur. Tot dreaptă, bătrânească. Da. Și chiar unele femei lăsau cu limbă de moarte ca în momentul în care erau îmbrăcate pentru marea trecere să aibă două cămăși. Vai, deci ce important trebuie să fi fost Da. lucrul ăsta. Oare cu cămașa de dedesubt dormeau în ea? De cele mai multe ori, da. Cam da. Dar nu era cămașă de noapte, nu te puneai în cămașă de Nu noapte prea exista des. cămașă de noapte. Lumea cu cămașa cu care munceau ziua, se culcau și noaptea. Adică nu vorbim de Călătorii lux. străini așa mai menționează, Da. dar poate totuși mă gândesc că în Nu. satele mai derăzești mai ceva. Nu. Nu, se dormea în aceeași cămașă, da? Și cu brâu prins, nu? De la om la om, de la femeie la femeie, că, de exemplu, bunica nu îl suporta. Ah, da. Și noaptea. Și când trezea, își punea cinga, își punea catrința și după aia brâu.
Da, uite, eu n-am reușit și mereu am încercat să dorm în cămașă țărănească și mereu Se ridică. să ajungi cu poalele. Sorina are o super glumă la... Să, nu, Sorina zice, unde să fac broderie? La gât sau la poale? Întreabă mireasa pe bunica sa. Unde să pun mai multă broderie? La gât sau la poale? Și bunica sa îi spune, da oriunde că tot acolo ajung. Deci glumele din lumea țărănească nu sunt întotdeauna luminoase și... Sunt de toate felurile, Și era da. destul de bruienoasă lumea tradițională. Și destul de corect. Da. Deci că ți-au ajuns poalele în... Deci se plutea în poale. Bun. Ne despărțim de această Ne imagine despărțim. cu urarea cât de curând să ne vedem tot aici. La V7, unde ne place, măcar cel puțin eu îmbrăcată cu astfel de cămașă și dacă îmi dai voie să spun secretul că și a ta care e în lucru să fie gata, Sperăm. să sperăm. Ce avem aici? Avem o cămașă de Valea Hârtibaciului absolut fabuloasă, în fondul vechi al muzeului Alexandru Țigara Samurcaș, colecționată undeva în anii 1905, 1906, Oho, 1907, deci cu cu altița separată și cu mânecile gogoșar, ca să zic bogate. așa, bogate. Și largi, și lungi, Și și cu pumnași răsfrânte. întorși. Cum e corect să zicem? Eu îi mai zic mânecă răsfrântă, pumnași întorși. Pumnași întorși pentru zonă. Bine, ca să păstrăm corect. Dar piese absolut geniale lucrate și mai știm că urmărind această linie de croi, am descoperit în depozite și cămășile de Sibiu, la fel cu altițe, Da. care sunt mult mai fin lucrate decât cele de Valea Hârtibaciului. Drept. Și pentru mine a fost un șoc atunci când le-am descoperit, când am avut permisiunea să studiez pentru prima dată colecția de mostre, dar acolo erau și cămăși și foarte deteriorate, erau între bucăți și cămăși. Și am văzut pentru prima dată cămăși cu altița croită separată în Transilvania și pentru mine a fost destul de revoluționar pentru că nu se vorbește des despre asta, iar la vremea respectivă nu se Nu vorbea știa aproape deloc. nimeni. Aproape nimeni nu știa și m-am dus și i-am spus Mirelei, atenție că sunt pe Transilvania cămăși cu altiță croită Și totuși separat. să nu uităm că ați avut și un proiect foarte drăguț cu Eugen Vaida, Da? salvând cultura Pe celuilalt. celălalt. Da, asta a fost recent, acum Da. 21. Dar deja lumea începe să afle și să coasă cămăși de genul ăsta, tot așa. Mai puțin din zonă, ceea ce e trist, mai mult cos moldovencele și oltencele, dar până la urmă. Pe de altă parte, să nu uităm ceva totuși, că ele au fost într-o modă de secolul XIX. Și lumea de acolo nu le poate accepta, Nu. nu le vor, nu le recunosc, se dezic de ele, cu alte cuvinte. Deci putem noi să le adoptăm și să le... Cum să nu? Da. Mă gândesc că aceeași poveste e și la Bucovina. Din obsesia pentru cămăși cu altiță la început de secolul XX, azi majoritatea lumii își face cămăși drepte ca meșoaie. Un model foarte bogat, dar cămașa dreaptă acum e mai îndrăgită decât cămașa cu altiță. Toate trec. Da. Vedem. O îndrăgim la București, o îndrăgim peste tot în lume. Și să nu uităm la fel de Vrancea. Vrancea, o zonă atât de bogată la început de secolul 20, care astăzi, din păcate, în lumea Da, Bacău, da, țărănească, Cașinu. ca și în altă Gămia. poveste. Păi, bine. Sunt multe alte povești. Hai să vedem că aici, în cazul de față, chiar că oricine plutește în cămașa asta, este uriașă. Mânecile sunt de cel puțin 80-90 de centimetri, bănui că eu le-am măsurat pe celelalte. Tot așa, cămașa e de 2 metri pe puțin, corpul. La fel e o dovadă, în primul și în primul rând, al statutului social al purtătoarei și al unei mode de tip medieval, folosirea materialului, a mânecilor bufante și a drapajului, ca dovadă de frumusețe. Da. Iar pânza bună costă mult. Da.
Și în continuare, pânza bună costă mult, pentru că presupune niște... Deci nu e, n-a fost niciodată la îndemâna chiar oricui. Asta este. A fost pe jos cu pânza asta? Cămașa asta sau... Mai de mult era pe o pânză subțire de casă și ulterior pe jos. Nu, dar de asta, că eu nu mi-amintesc să o fi văzut pe viu pe asta, dar nu Cred că e mi-amintesc. totul Jolj, Da. din câte țin eu minte. Da. Da, când se vede mai bine, da. E Jolj. Da. Pentru că norocul Joljului era că avea o lățime mare de pânză la dispoziție și nu trebuia să faci rânduri și rânduri de cheițe și făceai doar cheițe așa, care se par că încheie ceva, dar False, da. false, dar de fapt... Mincinoase, cheițe mincinoase. Acum, știi, începem să ne lărgim, încercăm și noi să lărgim baza asta de ADN a cămășilor. Și pe lângă ceea ce este păstrat în muzee ca obiect și încercăm să mai desenăm și mulțumesc din tot sufletul și ție și mulțumesc și Sebastian și sigur și Mirela o să ne ajute să mai răscolim și din astra. Abia aștept să ne filmăm ca să mă întorc la desenat, să lărgim gama de modele după care putem să coasem, dar să nu uităm un lucru. Ceea ce se vede dintr-un muzeu în expoziția permanentă e atâta. Ce este în depozit, să zicem, e atâta. Dar arhiva de fotografii ne arată cu totul altă lume și ce ne facem. Trebuie să luăm o pauză ca să ne mutăm apoi la partea a doua a discuției. Fotografiile vechi. Ce ne spun fotografiile?